Dorin Tefnescu, am mari semne de întrebare în ceea ce îl privește pe Liviu Dragnea. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Tefnescu, a explicat ce nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea de la congresul PSD. I-a mai explicat ce are mari semne de întrebare asupra capacității liderului PSD de a uni oamenii din partid în lupta contra statului paralel. Nu e revolt, e îngrijorare pur și simplu. Am mai avut o ceartă între noi în partid, înainte de alegerile din 2016. Am stabilit echipa de comunicare, să ia tip pe televiziuni cu programul de guvernare. Era mai adecert aici ce nu a venit nici măcar la botezul copilului meu. Astăzi este o situație mult mai dificilă, nu am mai vorbit cu Liviu Dragnea de la congres. Tot partidul este atacat din toate pereile. Eu, ialii colegi vedem cum partidul este atacat din toate pereile. Ca urmare a procesului lui Dragnea în partid s-a format o stare generală în care fiecare președinte de CJ se întreabă dacă nu va fi luat el pe același motiv ca și Dragnea. Am semne de întrebare în ceea ce îl privește pe Liviu Dragnea, în ceea ce privește dorina noastră tuturor de a mers în betelie împotriva statului paralel mult mai abrupt, mult mai puternic. Mă așteptam ca toii să ne strângem la acea masă, cetia suntem și să ne unim cu toii. Semnul de întrebare este legat de ceea ce se întâmplă în interiorul PSD. L-am văzut azi la procesii, totuși se bate, s-a dus la confruntare, nu a stat, dar nu am văzut nici un coleg din noua conducere alături de Liviu Dragnea. Stau imeui ce scârâie lupta asta noastră, scârâie solidaritatea asta a noastră, a spus Codrin Tefnescu, la Antena 3.